Astăzi vedem cele mai incredibile experimente științifice. Haideți să strângem și 2000 de like-uri la episodul ăsta. Așa că apasă chiar acum pe butonul de like și lasă un comentariu ca să ajutăm algoritmul. Ok, pentru început avem chestia asta care cred că vrea să fie ea o lumânare. Adică cred că a topit cumva o lumânare, a pus-o în paharul ăla, după care a turnat-o în farfurie și a făcut dita mai lumânarea. Ok, chestiile astea devin deja foarte interesante, adică uitați-vă acolo, nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă. Cred că sunt niște bucăți de metal acolo și le atrage oarecum cu magnetul ăla, că avem și mai mulți magneți, avem o fibră din aceea de ceva, trebuie să fie, nu știu exact ce e cu fibra aia, dar uitați-vă când a atins bateria aia, efectiv a luat foc. Băi, cât de tare e efectul ăsta! Uitați-vă și voi doar cât de interesant poate să se vadă. Oh my god! Efectiv e mare spectacol de lumină ăsta. Ok? Și uitați-vă cât de frumos arde și încet. Mai departe avem un bol în care a pus niște lipici, a pus niște apă, după a pus colorant de mâncare și cred eu că face un mare slime. Pune și niște baking soda. Ok? Îl amestecă. Da, mă, cred că... Nu? Alea sunt niște particule de fier. Cred că o să fie tot ceva de genul cu un magnet care atrage chestia asta. Ok. Oh my god, uitați-vă cum mănâncă magnetul ăla. Păi cât de tare e chestia asta, trebuie să o încerc și eu neapărat. Adică uitați-vă cum aruncă magnetul și pare că îl mănâncă chestia asta. Wow, cât de tare e. Băi, și poți să faci foarte ușor treaba asta. Adică cred că poți să faci acasă, că nu ai nicio treabă. Ok, și uitați-vă că... Băi, pare că a prins viață, pare că e ceva extraterestru care se mișcă. Avem un balon și un cui, în cuiul ăla s-a spart, dar când sunt mai multe cuie, balonul cumva nu reușește să se spargă. Adică nu înțeleg care e explicația logică pentru treaba asta, pentru că normal dacă sunt mai multe cuie ar trebui să se spargă mult mai repede, nu? Adică asta e gândirea logică. Că avem ceva de sodiu, nu știu ce e chestia aia, a pus apă, după care a pus-o pe un aragaz să o încălzească frumos și uitați-vă că s-a făcut apa aia cristalină de-a dreptul. A rămas cumva pe marginea oalei chestia aia ce a pus-o, praful ăla. Ok, a pus-o într-un pahar, îl lasă puțin să se răcească normal și a pus-o scobitoare și uitați-vă ce efect a reușit să creeze. Băi, ce e chestia asta? Că pare foarte ușor de făcut, adică cred că poți să faci acasă treaba asta. Vrea să fie gheață treaba asta? Nu-mi dau seama exact ce e, dar arată 90% ca și gheața, ok? Aparent poți să-ți bagi și degetul, deci înseamnă că e destul de safe dacă din moment ce și-o băga degetul și nu-o păți nimic. Uitați-vă doar, efectiv pare că îngheață dintr-o dată apa aia din pahar. Ok, avem o sticlă, un furtun și dăm o gaură în sticla aceea cu furtunul, mai băieți. Ok, sunt tare curios ce o să mai fac omul ăsta, e foarte tare. M-aș uita la experimentele lui toată ziua, vreți să mă jur? Ok, a pus niște gheață din aceea uscată și în paharul acela are ceva lichid verde, pare să fie. Oh my god! Băi, cred că în paharul ăla e ceva detergent de vase cu apă și îl face să devină așa bule din acestea cu gheață uscată. Ok, avem săpun, după cum am zis și eu, glicerină și un pahar de apă. Deci în paharul ăla trebuia să fie neapărat săpun. Ok, îl amestecă frumos, totul bine până aici. Să vedem. Băi, bulele în mod normal se sparg foarte ușor. De ce nu se sparge bulea? Efectiv se joacă cu ea, uitați-vă și voi. Deci așa poți să faci practic niște bile de săpun, niște bule de săpun invincibile. Haideți că s-a spart până la urmă. Ok, avem niște apă în bolul acela și a pus din nou gheață din asta uscată care e foarte tare. Oh my god, nu-mi zi. Wow, cât de satisfying arată. Gândiți-vă doar să faceți și voi chestia asta cu ceva foarte mare, adică să fie, nu știu, un recipient mult mai mare. Uitați-vă doar cât de șmecher e efectul ăsta. Bun, mai departe avem niște apă, cred că e aia, dar nu știu sigur dacă e 100% apă. A pus un cristal în ea și a înghețat complet apa? Sau s-a făcut așa mai jelly? Ce vrea să fie asta? Ori e gheață, ori e mare jeleu? Dar cred că e jeleu. Și uitați-vă efectiv cum face din ceva lichid ceva solid, adică e foarte surprinzător. Ok, avem mai multe baterii. Cred că sus e plus și jos e minus și de-aia cumva se învârte așa. Adică asta e explicația mea pentru treaba asta. Ok? Băi, cât de tare e chestia asta! Vreau să-mi cumpăr și eu unul să-mi pun, nu știu, pe birou sau undeva, adică arată genial. Văd doar cât de tare arată. Ok, și-a făcut și forma unei mâini care nu știu ce vrea să fie asta, dar tot arată interesant, adică uitați-vă și voi cum tremură. Ok, avem trei sticle luate din grădină frumos,
le spală sau nu, le umple cu apă. Ok, să vedem ce o să facă cu ele. Băi, omul ăsta efectiv vreau să zic că e genial, adică nu sunt lucruri cine știe ce, dar sunt cu un rezultat foarte surprinzător. Ok, deci o golește. E prea încet. Ah, cred că ne arată cum să turnăm apa corect dintr-o sticlă. De chestia asta știam, dacă învârți sticla ce are apă în ea, se va goli mult mai ușor. Dar de chestia asta cu paiul nu am și... Oh my god, băi, cât de repede s-a golit. Uitați-vă doar în dreapta. Deci ăla e cel mai rapid mod prin a goli o sticlă de apă. Foarte tare chestia asta, e denotat. Ok, are un pahar și l-a pus pe un carton și nu-mi zic că stă... Cum a făcut asta? Omul ăsta e magician. Băi, chiar e tare omul ăsta. Ok? Nu. Băi, oare poți să faci și asta acasă? Uitați-vă că nu pică apa din paharul ăla. În mod normal ar trebui să pice. Ok, mai departe avem tot un magnet. Chestiile astea cu magnet sunt foarte tari. Ok, a pus o piuliță în magnetul ăla. După care a pus o sfoară din aceasta. Sunt curios ce va face cu el. Și a pus o doză de Red Bull. Mamă! Bun, mai departe avem un pahar în care cred că pune apă. Nu știu exact, nu poți să te aștepți la nimic de la tipul ăsta. Și cumva dacă îi dai foc paharului, practic acolo jos nu ar trebui să se ardă complet. Nu încercați asta acasă pentru că puteți să dați foc. Chiar e foarte periculos. Ok. Da, mă, și uite, unde e apa nu a mai ars paharul practic. Pentru că e apă și apa stinge focul, nu? Ok, avem două pahare. Și a trânat o lumânare din aceasta cumva între ele. I-a dat foc. Ok. Băi, iară, nu încercați chestia asta acasă pentru că nu e ok. Bun. Mamă, și ce balans o prins. Uitați-vă și voi la ea. Oh my god. Bun, mai departe avem niște cablu. Și leagă tot așa de o baterie. Să vedem ce mai face omul ăsta. Ok, a luat practic forma bateriei acelea. După care face un nod în... cu ajutorul sârmei. Nu poți să ai așteptări de la omul ăsta pentru că te surprinde de fiecare dată. Bun, a luat treaba asta. A luat și două agrafe. Să vedem ce o să facă cu ele. Pus una acolo, bam, a mai pus una pe partea de jos unde e minusul, mă gândesc eu. Ok, băi, wow. Și chestia aia o să se învârtă până când o să rămână bateria aia fără curent. Păi și cam acesta a fost videoclipul. Vreau să-mi spui care ți s-a părut cea mai interesantă, să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o și dacă vrei să te mai uiți la un videoclip, o să-ți apară acum două pe ecran.